Imagini din culisele ușefi la cuțite Surpriza de care a avut parte la filmări unul dintre noi jurați ai show-ului culinar. Imagini din culisele ușefi la cuțite au apărut pe rețelele de socializare. În noul sezon vor apărea noi jurați Richard Abuzaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia, după ce Bontea, Scărlătescu și Dumitrescu și-au dat demisia. Noul sezon ușefi la cuțite care va fi difuzat peste câteva luni la Antena 1, vine cu schimbări majore. După ce Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu au refuzat să mai filmeze pentru show-ul culinar, ei au fost înlocuiți cu noi jurați. Richard Abuzachi, Alexandru Sautner Ștefan Popescu și Orlando Zaharia sunt noi jurați de la Ușef la Cuțite. Cu o vastă experiență în domeniul gastronomic, cei patru jurați sunt gata să-i cunoască pe toți cei care își doresc o carieră în acest domeniu și să le dea mai departe din experiența lor, a anunțat Antena 1 într-un comunicat de presă lansat în decembrie. Surpriza de la filmările noului sezonii șef la cuțite. Filmările au început deja luna trecută, noi jurați și-au intrat în roluri, iar de la filmări au apărut pe rețelele de socializare și primele imagini din culise. Richard Abuzaki a avut parte de o surpriză mare pe platoul de filmare, căci fica lui a venit. Vizită surpriză pentru șef Richard Abuzaki. Fetița s-a a venit azi pe platourile de filmare ale noului sezon Șef la Cuțite. E mesajul postat pe contul oficial de Instagram al emisiunii, mesaj care a fost însoțit de două fotografii cu bucătarul, care își ține în brațe copilul. Tot pe Instagram și Rikito Watanabe a postat mai multe fotografii de la filmările noului sezon Ușef la cuțite. El are rolul de invitat permanent. Sunt la o filmare nouă șef la cuțite, de ziua mea. Este complet nouă idee și oameni noi. Este extra original, a transmis el pe Instagram, unde a distribuit și o poză în care apare alături de noi jurați.